Făptura mamei. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ, în priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Astăzi, 14 februarie, zi în care sărbătorim pentru prima dată oficial Ziua Națională a Lecturii, în cadrul Centrului de Informare a României vom aduce un omagiu creației marelui poet național Grigore Vieru. Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în satul Pererâta, fostul județ Hotin, România. Astăzi, raionul Briceni, Republica Moldova. Într-o familie de plugari români, a lui Pavel și Eudochia Vieru. Grigore Vieru a fost incontestabil o voce singulară de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei românești. Versurile sale au ilustrat stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunțuri poetice armonioase, limpezi, sugestive și sincere. Cu cele anunțate, vreau să anunț deschisă activitatea noastră de astăzi și înainte de a trece nemijlocit la marea sărbătoare, o zic eu așa, aș vrea să fac prezentările de rigoare a tuturor celor prezenți în cadrul activității noastre de astăzi. Vreau să fac cunoscuți tuturor pe excelența sa, consulul general al României la Bălți, domnul Petrișor Dumitrescu, o personalitate remarcantă, zic eu iarăși, deoarece este anume acea persoană care de fiecare dată știe să impulsioneze acele lucruri frumoase care trebuie realizate cu copii frumoși și oameni buni la suflet. La fel, anunț prezența în cadrul activității noastre de astăzi a doamnei decan, doamne Lilia Trinca, doamne doctor, conferențial universitar și nemijlocit a doamnei doctor, conferențial universitar, doamna Ludmila Cabac, cea care a și fost, să zicem așa, catalizatorul acestei activități, care la început s-a planificat a fi mai modestă, dar ne bucură nespus mult faptul că se va desfășura într-un peisaj atât de frumos și cu atâta lume frumoasă aici. Pentru început, aș dori să-i ofer cuvântul domnului consul general, excelență. Vă mulțumesc foarte mult, dragi copii, distinse doamne, vreau să vă salut, să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment minunat de astăzi, să doresc ca astfel de conferințe să aibă loc în fiecare an, să sărbătorim împreună lectura, să sărbătorim împreună scrisul, inspirația, creativitatea, pentru că într-o lume în continuă mișcare, cel mai frumos e să scrii despre lucrurile frumoase, despre dragoste, despre iubire, despre limba noastră și despre tot ceea ce este frumos oferit de către natură. Dumneavoastră, dragi copii, vă doresc să vă fie o lecție de învățătură de bun augur și să continuați pe drumul acesta pe care, cu stăruință, dascălii dumneavoastră vă îndeamnă. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc mult succes. Mulțumim, excelență. Oferim cuvântul doamnei decan, doamnei Lilia Trinca. Onorată asistență, excelența voastră, domnule consul general, stimate colegi, dragi studenți, extrem de onorată și bucuroasă să particip astăzi la acest eveniment în care îl omagiem pe poetul nostru național, Grigore Vieru. Este o figură și un poet redutabil în literatura română, un poet de o sensibilitate, profunzime, deosebită, aș zice și simplitate. Și dacă zic asta, probabil o să-mi dați dreptate că nu este nimeni dintre dumneavoastră care nu l-ați recitat și nu l-ați îndrăgit pe Grigore Vieru încă din fragedă de copilărie. Probabil
încă de la grădiniță și în clasele primare deja cunoșteați multe poezii pe de rost și mă bucur că este un poet îndrăgit și de cei mici și de cei mari. Mă bucur de acest eveniment și vreau să vă urez, Doamne ajută, și când spun apropo de simplitate, categoric, să nu confundăm noțiunea de simplitate cu simplism. Categoric nu este o poezie simplistă și, din cât înțeleg, ați încercat chiar să traduceți din această poezie și cred că ați înțeles cât este dificil să traduci metafora vieriană, care nu este deloc simplistă. La cât de simplă pare pe exterior, atât de profundă este pe intern. Felicitări tuturor participanților și Doamne ajută și succes să vă doresc! Mulțumim. Oferim cuvântul doamnei doctor, doamnei Lina Cava. Cer scuze, eu o să vorbesc așa ca să îmi pot vedea și să mă audă toată lumea. Bineînțeles că Grigore Vieru este poetul care ne unește. Bineînțeles, Grigore Vieru este poetul simbol al epocii noastre. Este un poet care a știut să așeze cel mai bine alături cuvintele mamă, clar, limbă, iubire. De unde a apărut ideea acestor traduceri ale poeziei lui Grigore Vieru? Cursurile de literatură franceză, de obicei, le petrecem în sala aceasta, care ne găzduiește cu multă amabilitate. Și la unul din cursuri am aflat că poeții din Moldova, cât și din lume, au fost traduși în mai multe limbi străine. Pe când Grigore Vieru a fost tradus în germană, în greacă, în chineză, în spaniolă și mai mult în limba franceză, limba pe care o învățam noi. Și atunci am hotărât să-i provoc pe studenții mei o traducere. Până astăzi am tradus mai mult de 50 de poeme din Grigore Vieru. Adică am tradus cu toții împreună, cei care vedeți aici și care vor recita poeziile lor traduse, însă traducerea nu va fi numai... Deci ca să justificăm această traducere, am invitat și prietenii noștri de la Alianța Franceză, Jacques și Paul Louis, care vor dubla recitarea română printr-o recitare în limba franceză. Deci poezia tradusă va fi recitată de către Jacques și Paul Louis. Ne bucură, pe mine ca profesor, mă bucură faptul că studenții din anul întâi eram în anul întâi, așa? Anul trecut. Erați anul întâi și ați acceptat provocarea. Deci în anul întâi să încerci să-l traduci pe Grigore Vieru nu este simplu. Dar suntem deștepți, suntem curajoși, suntem frumoși și am reușit. Rămâne să ne apreciați succesele noastre. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Să nu fie scuzată neatenția. Vreau să anunț prezența în cadrul activității noastre de astăzi și a doamnei prodecan Lucia Bălănici, care aș dori și să-i oferim un cuvânt, poate, de salut colegilor studenților. Bună ziua tuturor! Eu sunt încântată de această invitație și mă bucur foarte mult că au fost provocați la această traducere studenții mei pe care tot i-am de la anul întâi și cu care lucrăm, facem lucruri frumoase, anume în domeniul traducerei. Voi fi și eu intrigată să ascult aceste versiuni în franceză și poate cumva ne dă idei de noi proiecte pe dimensiunea traductologică. Succese tuturor și mă bucur că ne unește într-adevăr un poet care este poetul neamului, poetul sufletului și al cugetului românesc, poetul care a știut să cânte tot ce este frumos, tot ce este sacru, mamă, neam, limbă, vatra, femeie, dragoste și care totdeauna a pus accent pe cântec, pentru că dacă ați fost atenți, este cântecul femeii, cântecul mamei, cântecul iubirii și spunând că cântecul este sufletul urgent al vieții omenești. Cu toate că s-a născut și a activat Republica Moldova, în timp a devenit un simbol al valorilor și unității românești, fiind strâns legat de ambele maluri ale cultului. Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă. A scris poezii despre mamă, natură, sat,
poezii cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești. În cele ce urmează, vom realiza cu adevărat, zic eu, o adevărată poveste, făcând o incursiune în tot ceea ce este creația viereană. Mai multe dintre poeziile lui Grigore Vieru s-au născut din dragostea sa fierbinte pentru tot ce este românesc, din patriotism fierbinte a poetului. Din ciclul Cântări pentru țară, limbă și pământ, îi vom audia cu recitaluri pe Cumpătă Veronica și Rotaru Mădălină. Limba ta, în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, și doar în limba ta durerea pot să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama, și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta o trebuie singur, și doar în limba ta te poți opri din prânz. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, și nici cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci, atunci tot în limba ta. Dans ta langue, dans la même langue, tout le monde pleure. Dans la même langue, une terre sourit. Mais seulement dans ta langue, tu peux t'apaiser la douleur et la joie, la changer en chanson. Dans ta langue, la mer te manque, et le vin est plus vin, et le déjeuner plus déjeuner. Et seulement dans ta langue, tu peux rire seul, et seulement dans ta langue, tu peux t'arrêter de parler. Mais quand tu ne peux plus ni pleurer, ni rire, quand tu ne peux soulager, ni chanter, avec ta terre, avec ton ciel en face, tu te tais alors, toujours dans ta langue. Legământ, lui Mihai Eminescu. Știu, cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi s-or ochii mie, tu deasupra cărții sale. Și am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecile împleoate. Să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii astrăvechii slove bucium, așezați-mi o capernă cu toți codrii ei în zbucium. Testament à Mihai Eminescu. Je sais, une fois au milieu de la nuit, ou au lever du soleil, mes yeux vont s'éteindre. Au-dessus de son livre, j'arriverai peut-être alors, près de son milieu, ne fermez pas le livre. Comme mes froides paupières, laissez-le, comme ça, ouvert, pour que mon garçon ou ma fille continue à lire ce que leur père n'avait pas réussi. Et s'ils m'entendent, son corps d'antan bruire, un oreiller faitement, où tous ses voix soupirent. Tema limbii este reflectată în multe poezii însemnate de Grigore Vieru, care sunt anunțate a fi excepționale, ce transmit sentimente ce pot răpune și pune în valoare spiritul cu adevărat românesc. O altă temă prezentă în creația lui Grigore Vieru este tema mamei. Aceasta fiind definită de însăși poetul astfel. Mama este începutul tuturor începuturilor. Apoi mai zicea, din toate religiile, cea mai frumoasă este mama. Din ciclul Cântări pentru mama, îi vom audia pe Gheorghiță Nicoleta, Nacladă Mihaela, Iuliana Chirică și Răciulă Maria. Răciulă Maria, îmi cer scuze. A venit toamna, de Grigore Vieru. A venit toamna, ca un sfârșit de lume. Copacii în vânt își aruncă coletii de aur și fug neștire. Adorm în camera amintirilor, ca în casa cea mare, ocrutită de mirosul gutuilor coapte.
O, mamă, dacă ochii tăi s-ar deschide în zori și ai învia pentru o clipă din morți, cred că tot în vârful picioarelor ai umpla ca să nu-mi tulpă somn. L'automne est arrivé. L'automne est arrivé comme une fin du monde. Les arbres dans le vent jettent leurs épaulettes d'or et fuient dans l'ignorance. Je m'endors dans la chambre des souvenirs, comme dans la grande maison, protégée par le parfum des coins mûrs. Ô mère, si seulement tes yeux s'ouvraient à l'aube, et si tu ressuscitais pour un instant d'entre les morts, je crois que sur la pointe des pieds, tu marcheras pour ne pas troubler mon sommeil. Mică baladă, poezie dedicată lui Marin Sorescu. Pe mine mă iubeau toate femeile, mă simțeam puternic și sigur. Ca meșterul Manole, am cutezat să ridic o construcție care să dăinuie veșnic. Am început lucrul și le-am chemat la mine pe toate, pe Maria, pe Ana, pe Alexandra, pe Ioana, care întâi va veni, pe aceea în perete o voi zidi. Dar din toate femeile a venit una singură. Mamă, tu nu m-ai strigat, fiule? Petite balade, toutes les femmes m'aimaient. Je me sentais sûr et fort. Comme maître Manol, j'ai osé élever une construction qui durera toujours. J'ai commencé à travailler et je les ai appelées toutes. Marie, Anne, Alexandre, Jeanne, qui arrivera la première? Celle dont le mur sera immortalisé. Mais de toutes les femmes, une seule est venue, la mère. Tu ne m'as pas appelé, mon fils? Puișorii de Grigore Vier. Pui, golaș, cum stați în cuiburi fără plăpumioare? Învelim coale mamei calde aripioare. Dar când mama nu-i și plăița cerne. Ne învelim atunci cu frunza ramurii materne. Dacă nu o să vină mama, și o să cadă frunza? Cum să nu mai vină mama? Cum să cadă frunza? Les poussins. Petits poussins dans vos nids, comment vivez-vous sans espoir? Nous avons une bonne mère qui nous couvre de son mouchoir. Mais quand elle n'est pas avec vous, est-il plus au-dessus? Nous n'en avons pas peur. On vit dans cet arbre, il détient son odeur. Mais si elle ne reviendra plus, quel malheur sur vous. Nous ne croyons pas en cela. Nous vivons dans l'espoir qu'elle reviendra. Chipul tău, mamă, ca o linie de picături rănite. Ochii tăi în care s-au întâmplat toate câte se pot întâmpla pe lume. Lacrima ta, diamant, ce tăi în două oglinda zilei, ce despărțită de cer, capă de uscat. Tu locuiești o casă cu două ferestre, una ce despre viață, alta cu față spre moarte. La fel de limpeze amândouă. O, mamă, spre mine mâinile ți întinde. Spre ce? Eu cu dor te așteaptă. Și ție, apropiindu-mă, apropie-mă, liniște ce ești. Acum și întotdeauna. Un vizaj, mer. Un vizaj, mer, comil, un signor blessé. Tes yeux dans lesquels s'est passé. Ce qui peut arriver dans le monde. Ta larme, diamant qui coupe en deux, le miroir de la journée, inséparable du ciel, comme l'eau de la terre. Tu habites une maison avec deux fenêtres. L'une mène vers la vie, l'autre mène vers la mort. Aussi claires toutes les deux, ô mère, tends vers moi tes mains, vers celui qui t'attend avec nostalgie. Et en me rapprochant de toi, rapproche de moi la paix que tu es, maintenant et toujours.
Tema materiei trece ca un fir roșu prin întreaga creație viereană. Mâinile trudite ale mamei legând copilul, ochii ei înlăcrimați, pâinea mamei, nopțile ei albe pline de neliniște. Mama pentru Grigorie Vieru depășește condiția fizică, devenind o zână protectoare, un descântec. Grigorie Vieru a cultivat o poezie de dragoste din care le iese zbuciumul interior acelui aflat sub taina dorului. Poeziile sale de dragoste și aforismele prezintă iubirea într-o manieră deosebită, accentuându-i se frumusețea caracterului, puritatea și splendoarea acestui sentiment. Din ciclul Cântări de iubire, îi vom audia pe Alexandru Fedaș, Grumeza Vadim, Cirisău Dorina și Orac Daniel. Când, Grigore Vieru, când am să mor, să mă îngrop în lumina ochilor tăi, lumea venită la mormântul meu va sta îngenunghiată în fața ta mereu, ca nimeni să nu... Să nu-mi joace pe mormânt, să nu fiu ca strămoșii pus sub iepuri și pământ, îngroapă-mă în lumina ochilor tăi, femeia de pe urmă, femeia mea din tâi. Quand je mourrai, enterre-moi dans la lumière de tes yeux. Les gens, venus sur ma tombe, se tiendront à genoux devant ton visage toujours. Pour que personne ne joue pas sur ma tombe, pour ne pas être comme les ancêtres mis sous la terre et les herbes, enterre-moi dans la lumière de tes yeux, femme la dernière, femme la première. Singurătate de Grigore Vieru. Afară plouă, ca și toamnă și urât, mă uit pe geam ca după tine. În minte, toate mintirile te așteaptă de cei mi-i priviri stani și drept. Ca un copil ce-a dormit plângând, în mine nu mai este niciun gând. Vreau să trăiesc și-mi cad din mâini cărțile și mi-a presoară chipul tău din toate părțile. Mâinile ce mi-a împrășteat părul și gândurile îmi amestecă pe carte toate rândurile. Rămân, uitându-mă pe geam ca după tine, și aștept pe cineva și nu mai vine. Solitude, il pleut comme en automne et c'est laid. Je regarde par la fenêtre après toi et c'est tout. En moi, tous les souvenirs t'attendent. C'est pourquoi mon regard est étrange et grand. Comme chez un enfant qui s'est endormi en pleurant, il n'y a plus de pensée en moi. Je veux vivre et mes livres tombent de ma main, ton visage m'enlace de tous les côtés. La main qui a éclairci mes cheveux et mes pensées mélange toutes mes lignes dans le livre. Je reste à regarder par la fenêtre comme après toi. Et j'attends toujours quelqu'un et il ne vient plus. De acum aș putea și fără picioare trăi. Da. Fără de el. La cine vroiam să ajung, am ajuns. Și fără de voi. Da, fără de ei pot să trăiesc. Pe cine vroiam să văd, am văzut. Și fără de mâini pot să trăiesc. Da, fără de ele. Pe cine vroiam să cuprind, am cuprins. De-acum și singur, iubito, ca o pată de sânge pe lespes, ca o stea ce cade neant, ca un vultur pe munte. Da, singur pot să trăiesc. Dès maintenant, je pourrais vivre sans pied. Oui, sans eux. Ce que j'ai voulu atteindre, j'ai atteint. Et sans yeux, oui, sans eux, je pourrais vivre. Ce que j'ai voulu voir, j'ai vu. Et sans main, je pourrais vivre, oui, sans elle. Celle que j'ai voulu embrasser, j'ai embrassée. Dès maintenant, seule, ma chérie, comme une tache de sang sur des dalles, comme une étoile tombant dans le néant, comme un aigle dans les montagnes,
Oui, seul, je pourrais vivre. Crâne de măr. Te-ai dezbrăcat de noapte ca de cămașă. Ah, creangă de măr, tremură degetele vântului pe sânitarea imerilor tale. Pe aer culcată, cu plete umede, verzi, numai mireasmă. El trunchiul îi smulge de-ar și în pădure duce de-ar. Ah, creangă de măr. Branche de pommier, tu t'es déshabillé dans la nuit, de la nuit comme d'une chemise. Ô branche de pommier, les doigts du vent tremblent sur les seins durs de tes pommes. Allongé dans l'air, avec des mèches humides, vertes, toute senteur, du tronc il t'arracherait. Dans la forêt, il t'emmènerait. Ô branche de pommier. De Grigore Vieru. Locuiesc la marginea unei iubiri. La mijlocul ei trăiește credința mea. Locuiesc la marginea unui cântec. La mijlocul lui trăiește nădejdea mea. Locuiesc la marginea unei pâini. La mijlocul ei dragostea mea pentru voi. J'habite au bord d'un amour, au milieu de lui. Ma foi vit. J'habite au bord d'une chanson, au milieu d'elle, mon espoir vit. J'habite au bord d'une pin, au milieu d'elle, mon amour pour vous. Grigore Vieru însuși mărturisește că este mărturisea, că este prin excelență un poet al iubirii. Sunt deci un poet al iubirii, iar iubirea este a poeziei. Iubirea este singura dreptate de pe lumea asta. Iubirea este o jertfă zilnică. Păcat că măreția sacrificiului o găsim mai mult în singurătatea iubirii. Dacă n-ar fi iubirea, m-aș teme de viață. Relevante sunt o serie de poezii care pot fi încadrate în categoria artelor poetice. Îl vom audia pe Chirică Iulian cu poemul, poetul. O pustie era o singură fântână. Pare ciudat, însă chiar orbul o descoperise. Ce minunată fereastră, zise, amintindu-și de vorba înțelepților vechi. Dacă adevărul se află în fântână, mă arunc în ea. Într-adevăr, umbla cu hainele ude pe ea. Erau nenumărate verste până la apa fântânii și toți însetații își lipiseră buzele arse de hainele orbului. Le poète, il y avait une seule fontaine dans le désert. C'est incroyable, mais seul l'aveugle l'avait découvert. Quelle merveilleuse fenêtre, dit-il. Se souvenant des paroles des anciens sages. Si la vérité est dans le puits, je me jette ici. En effet, il marchait, avec ses vêtements mouillés, c'était trop loin de la fontaine, et tous, les assoiffés, avaient collé leurs lèvres brûlées aux vêtements de la veuve. Aș mai adresa o invitație la adresa dumneavoastră de a mai face un copas în lumea lui Grigore Vieru. Ghicitoare fără sfârșit, ce izvor se ia după om? Glasul mamei. Ce dulce și nu se aduce? Buzele mamei. Care spice cresc cu vârful în jos? Brațele mamei, care stele pe cer cad amândouă dată? Ochii mamei, ce se amără cu lacrima? Chipul mamei, ce este nemărginit și nu calcă iarbă străină? Sufletul mamei.
Mamă, tu ești. Mamă, tu ești patria mea. Creștetul tău, vârful muntelui, acoperite neam. Ochii tăi, mări albastre, palmele tale, arăturile noastre. Respirația ta, nori din care curg ploi peste câmp și oraș. Inelul din degetul tău, cătare, prin care ochesc în îmbrășmaș. Basmaua steag, zvâcnind ca inima, mamă, tu ești patria mea. Mama și piciorul. Maică, nu mai osteni, că avem cu ce trăi. Am și casă și bănuți, eu nu tu să mă ajuți. Maică, nu mai sunt copil, nu vezi că și eu bătrân. Pentru lume fii bătrân, pentru mine tot copil. Pentru lume om de stat, pentru mine al meu băiat. Pentru lume fericit, pentru mine necăjit. Până-n seară de la zori, tot cu fuga, tot în zor, câte știu, te-au îndrăgit toate albinele din câmp, maică, nu mai osteni, hai la noi și mai trăi. Fiule, în cuibul tău amețesc și-mi vine rău, tare sus, n-aveți nici nuc, de la noi cum să mă duc? Eu, de n-am la geam în nuc, gălbenesc și mă usc. Viața în complexitatea ei este de nepovestit, ca și divinitatea. A zis-o cel, verbul căruia continuă să lucreze și astăzi, pentru limba română, pentru demnitate, pentru reunire. Iar cine este autorul acestor traduceri? Să înțeleg că studenții noștri sau nu? Studentul care a recitat în limba română. Așa. A făcut traducerea respectivă, dar traducerea a vrut să fie sonorizată de către francez nativ. Adică să vedem cum sună ea, într-adevăr, în limba franceză. Și băieții de la Alianța Franceză, cu mult dragoste, sinceritate, ne-au ajutat. În ceea ce privește traducerea, eu cred că, dacă ne luăm în serios, înțelegem că este doar un exercițiu. Pentru că teoria traducerii spune în felul următor. Deci ca să te aventurezi, știți, uneori ca să te hazardezi, poate este termenul mai potrivit, într-o traducere trebuie să fii cunoscător perfect, da? A două limbi, minimum a două limbi. Da? Și de obicei o traducere calitativă se face în limba ta maternă, nu invers. Voi sunteți studenți, unii la anul 2, 3, da? Adică vă dați seama că sunt doar niște exerciții, dar foarte utile. Și vreau să spun că am gustat din muzicalitatea versurilor. Mi-a sunat bine. Cred că doar un cunoscător bun al limbii franceze ar putea să vină, da, cu o judecată de valoare. Și nu știu dacă este justificat în general să venim acum cu astfel de judecăți. Am apreciat cu adevărat acest exercițiu. Vreau să vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut, da, în a vă aventura să faceți asemenea traduceri și zic să nu vă opriți aici, pentru că este o modalitate de a învăța o limbă și a învăța foarte frumos, pentru că nu poți să nu putem să tragem o linie netă de demarcație între limbă și cultură și trebuie să le învățăm paralel, da? Și atunci când facem o traducere, sigur că nu putem să nu ținem cont de specificul cultural, da? Pentru că ne trebuie să traducem, da, și prin aceasta să transpunem cultura română în cultura franceză, dacă vrem să o facem. Și atunci când traducem, de exemplu, din Meșterul Manole, mitul creației, nu știu dacă este și în franceză, nu știu dacă sună la fel, adică trebuie să ne documentăm foarte mult, da, și la prima vedere nu este un lucru la îndemâna fiecăruia. Oricum, eu vă felicit și chiar v-am admirat. Felicite! Atunci când dumneavoastră citeau versurile, eu mă întrebam
care dintre dumneavoastră, așa, ce vibrații ale sufletelor ați avut în momentul în care ați făcut traducere? Traducerea am făcut cu toții, și la vârsta dumneavoastră, și mai de tineri, și știm cât de mult contează să răscolești dicționarul și să vezi dacă dicționarul este atât cuprinzător, dacă nu, să mergi la o poezie de inspirație străină și să cauți acolo un termen care ar fi adecvat, echivalent cu ceea ce a vrut să exprime poetul. Asta a fost ceea ce am căutat eu în sufletele dumneavoastră și eu cred că lucrurile au reușit. Dar cred că trebuie să mai facem ceva pentru a reuși până la final. Aici există multe elemente de extraneitate și vă propun ca toate aceste elemente de extraneitate să le unim. Adică dumneavoastră ați muncit, dumneavoastră au citit și vă propun să facem un volum pe care eu îl voi susține, să-l scoatem, să-l dăm altor și altor copii. Dar vreau să facem aceasta numai după ce avem de la dumneavoastră un aviz, adică vreau să sune absolut perfect. Și dacă dumneavoastră vor corecta un cuvânt, noi să nu avem o temă de regret, că nu, să vină ca un sprijin, pentru ca produsul final să fie unul foarte, foarte bun. Și mai am un argument solid pentru asta. Știți că limba franceză este limba diplomației. Aș vrea să vorbesc pe de-a-ntregul, pe tot globul, numai diplomația. Să nu uitați pe diplomația.